Ok, a venit și rândul lui Ștefan și a Mariei să facă dezvăluirile lor. Probabil ați auzit deja faptul că Ștefan a fost amant, deja se discuta încă de aseară, însă eu consider că a fost mai mult decât atât, pentru că chiar Maria spunea că a primit o scrisoare pe care. A ascuns-o sau nu a vrut să spun acest lucru despre faptul că știa că el a fost întreținut de acea femeie care avea un copil și avea o altă relație serioasă. El era pe post de amant în această relație, a fost o relație cu diverse interese și cu beneficii, așa cum a spus Ștefan. El, de altfel, a și activat în acest domeniu un fel de. Gigolo ceva și spunea că a avut și ocazia de a merge în Grecia, însă a refuzat. Mă rog, a avut și el un trecut destul de tumultos, însă ce m-a surprins și pe mine, și mai mult, este faptul că doamna Iuliana, din ce am văzut, știa că am foarte multe lucruri și a acceptat aceste lucruri în viața lui. Bineînțeles că el era un adult și putea să facă ce își dorea, dar. Eu cred că totuși e datoria părinților să le dai un sfat bun copiilor știind că a luat-o pe o cale greșită, știind că el are o relație cu o femeie care are obligații și este are o copil și o relație cu altcineva. Nu cred că o femeie poate să privească cu ochi bun acest lucru.